Salutare, hudinașilor, și bine v-am găsit la un nou episod de Zuba. Suntem aici alături de Foxy. Salutare, hudinașilor. Și o să deschidem iarăși niște gold crate-uri, o să fie nebunie. Așa că rupeți cu toții butonașul de like și de subscribe. Haideți să facem undeva la 1000 de like-uri la acest episod. Anunțați-vă prietenii, cățelul, vecinul, purcelul, pe toată lumea să vină să vadă acest episod. Dați și voi acolo un share și de asemenea un follow acolo pe primul link din descriere, pentru că acolo fac live-uri în fiecare zi de la ora 9. Și vedeți acolo în avans episoadele, pentru că le filmez pe live-uri. De asemenea un follow și pe Instagram hudini.insta și Foxy.insta, pentru că și acolo postăm poze cu noi din viața reală, nu, Foxy? Da, așa este. Adevăratus. Așteptăm și acolo. Și haideți, băi, acum o să deschid gold crate, cel puțin unul, mă mai gândesc dacă deschid mai multe. Vedem, am 6179 de gemuri, gemurile le am primite de la băieții care au făcut Zuba, așa că țin să le mulțumesc încă o dată pe această cale. V-am anunțat asta și pe episodul trecut. Dacă nu l-ați văzut, să mergeți să-l vedeți, pentru că am deschis și acolo 3 gold crate-uri, așa că a fost nebunie, frenezie. Și hai să vedem acum, Foxy, întâi să colectez astea. Am două chestii de colectat, ia uite, fac și eu 5 gemuri easy peasy, 100 de bănuți, niște cheițe. Ce mai am eu de luat de pe aici? Și haideți să vă mai arăt încă ceva până să deschid gold crate-urile. Este foarte important ca atunci când intrați pe clan să dați aici la create speed up. Nu știu dacă vedeți voi, dar ar trebui să vedeți. Este undeva acolo în stânga, chiar unde am eu scaunul. Dar dacă mergeți pe joculeț, îl vedeți cu siguranță. Și să dați acolo pe help all, ca să-i ajutați pe toți să deschidă cutiuțele mai repede, crate-urile. Așa că este foarte, foarte important asta. Și de asemenea, dacă aveți crate-uri deschis, să dați pe ask for help și alegeți crate-ul pe care l-ați spus să se facă. Și practic cineva vă poate ajuta și pe voi. Așa că eu zic că merită. Bun, clanul este full, așa că momentan nu mai putem să primim pe alte persoane. Dar, nu știu, în câteva zile o să mai fac o curățenie, pentru că o să tot cresc în gemuri, doamne, în trofee. O să ajung undeva la 2000 de trofee cât mai repede posibil, pentru că am deja 1631. Așa că probabil că o să facem curățenie destul de repede, ca să zic așa. Hai să începem acum să deschidem, dau aici pe store și hai să înceapă nebunia să deschid primul gold crate. Ce zici, Fox, o să împice ceva? Da, pe siguranță, eu sper. Hai să dau pe open now și... Apăs, Foxy? Apăs. 1, 2, 3 și... Hâță! Plus 8 pe Larry. Bă, n-am picat, bă, n-am avut bulănel. Ia să dăm și 221 de bănuți. Mai deschid încă un gold crate, ce zici? Mai deschid încă unul? Mai deschid. Mai am încă 6000 de gemuri. 1, 2, 3 și... Hâță, open now! Hai cu gold crate-ul ăla, bă, norocos, bă! 1, 2, 3 și... Hâță! Plus 8 pe Nyx, bă! Bă, dar nu vreau, mă, să pice ceva, mă. Și 224 de bănuți. Și am și piggy bank-ul ăsta. Hai să le iau și pe ăsta. Unde ești, piggy bank-ule? Ia uite, dau 400 și primesc înapoi 440. N-ai și mai primesc încă 555 de bănuți. Open now. Deschidem și piggy bank-ul. Da, plus 1 pe bombă. Pot să fac nivel mare și 440 de gemuri. Și încă 555 de coinuri. Mama mia. Bun, și se mai deschid doar încă unul. Sam 3. Hai, 1, 2, 3 și hăț. Dăm ceva, bă, din gold crate-ul ăsta. Zuba, ascultă-mă, te rog. 1, 2, 3 și plus 8 pe Bruce, bă. Nu vreau, mă, să-mi dea, mă, nici cum, mă. Mama mia. Am 20% deja și din ăsta la alt. Oare să iau un emerald din ăsta? Ce zici? O să iei, dar e cam scump. E cam scump, bă. E cam scump. Legendar nu este. Mai bine mai deschid. Deci am deschis 3. Hai să deschidem câte ar veni. De fapt 3 ar veni, nu? Hai să deschidem 4. 4 sau 5. Hai să deschidem 5, bă. Mai deschid ăsta. Dacă nu-mi pică ceva, deschid 5. Dacă îmi pică ceva, deschid 4. Haide, 1, 2, 3 și hăț. Dăm ceva bun, dăm ceva bun, te rog eu. Ia uite cum se zbate. Plus 8 pe Bruce și 224 de bănuți. Ai, 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 ai. Hai cu încă unul.
Și ăsta ar fi al cincilea. 1, 2, 3 și hâț. Hai să vedem. Ia uite-l, Foxy. Din ăsta pică. Uite-l, bă, că pică, bă, pică ceva și... Mi-a picat un nou caracter, Shelly! Mi-a picat broscuța Shelly, băi! Ai văzut că am avut dreptate? Mamă, nu-mi vine să cred! Dar știi de ce? Mi-a picat broscuța Shelly. Asta nu a fost noroc, a fost înțelepciune. Scrie acolo că este șansă să scrie caracter. Nu, la toate scrie. Da? Da, o să-ți arăt imediat. Bă, deci mi-a picat Shelly. Vreau să rupesc cu toții butonașul de subscribe și de like. Eu zic că merită episodul ăsta. 1000 de like-uri pentru broscuța noastră fericită. Deci 1000 de like-uri acolo. Wow. Să meargă like-ul, băi. Pentru Shelly, eu zic că merită. Ăla-i, bă. Ia uite, și plus 8 pe Larry. Și 222 de bănuți. Nice. Și îmi zice cineva să deschid gold toolbox-ul ăsta. Dar faza e că ăsta e mai scump. Nu știu ce să zic. Eu ăsta legendarii Cray l-aș deschide de azi. Da, da, ia uite de acolo. 1500 costă. Deci din 5 gold crate-uri mi-a picat un caracter. Tot e bine. Hai să facem și noi aici nivel mai mare. Bam, 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 mergem așa. Nu la caractere, de fapt să selectez și pe... Oh, mă, nu vreau pe Piper, bă! Cam Shelly! Da, și ea, vreau pe Shelly. Și vreau să-mi fac aici nivel mai mare pe itemul ăsta. Deși nu pot să îl echipez. Hai să fac nivel mai mare. Știi ce la ce-i bună asta, bomba asta? La ce? Îl arunci mai departe. Dacă dai interesant. O grenadă, știi, înainte îl aruncai, de exemplu, o distanță. Acum arunci o distanță mai mare pe inamic. E util. Da. Și acum hai să dăm un match cu Shelly. Și tu te joci cu Molly, Foxy? Da, cu Molly, eu le-am să schimb. Ok, hai să dăm un mecean. Pe forță, pe morță. Poate... La polițiști, unde? Nu, că e peștera aici. Unde e peștera? Acolo unde? Am înțeles. Hai că știu unde te-ai pus tu. Acum, da. Dar tu mi-ai zis, hai acolo unde m-am pus eu, dar tu nu erai acolo încă. Așa că nu știu ce să zic. Se mișcă. Bun, am găsit un arc. Trebuie să stăm împreună. Dacă nu stăm împreună, îi jale pe pârjale. Unde te duci, Foxy? Hai încoace. Așa, am iau și shotgun-ul ăsta alt. Uite aici încă un polițist. A murit polițistul, forța. E tu viața? Bun, hai aici, că aici e o suliță, uite. Sunt două sulițe aici. Ai nevoie de suliță? Vezi că mai este una în dreapta. Păi, uite aici sus. Dacă ai luat, uite aici. O vezi sau e mică? Nu o poți folosi? O, e mică. A, e mică, înseamnă că e mai bună de atâta. Sau nu poți folosi deloc. Da, bun, ia-o tu pe aia. Încă sus, stai că vin. Ai găsit și o armă mea. Stai un pic, aici n-a lutat nimeni aici. În peștera asta. Sunt curios dacă e ceva aici. Păi stai să văd dacă este ceva, că dacă nu vii degeaba. A, nu-i nimic, a vine și zona. Hai să ne tirăm. A, de fapt, dacă tu sari cu Molly. Da, deja primesc plus 14 trofee dacă murim acum. Tu câte primești? 4, da. Plus 4? Mamă, mie îmi dă 14. Câte trofei ai? Da, câte trofei ai? 19 acum. Deja suntem pe locul 10. Păi nu știu, poate din cauza că n-am trofee pe Shelly. Mă gândesc, nu știu, zic și eu. Am mai găsit chestii bune? Oh, nu-i bine aici, n-a mers bine, hai înapoi. Oh, mă prinde zona, Foxy. Un gold? O armă gold. Da, am găsit și eu de asta. O suliță. Bun, trebuie să mergem, să trecem. Că faza e că vine zona pe noi.
Bun, lasă-i acolo să se bată. În dreapta, sau ne băgăm și noi acum? Hai să ne băgăm și noi acum. Gata, gata, dacă îl prindem pe Larry ăla, lasă-l în pace de fapt. Oh, și mi-a dat-o Foxy. Trebuie să avem grijă acum. Oh, m-a prins, m-a prins. Oh, mai e cineva acolo jos. Oh, îmi dă viață Joey ăsta al tău. Dacă vine la mine, dar trebuie să vină lângă mine. Aproape că mor. Poți să mă mai salvezi? Să sar aici unde-i zona? Acum, repede, hai, repede, salvează-mă. Oh, vin ăștia, vin ăștia. Nu mai ai șanse. Da, da, degeaba. Oh, am ieșit pe locul 2. Mai eram doar noi și ei. Nu m-am uitat să văd. Da, am scos și noi locul 2. Bine, eu sunt pe locul 4. 3-6 și am ieșit eu pe locul 4. 22. Tu ai primit 22 și ai ieșit pe locul 2. Eu am ieșit pe 4. Hai, acum să mai încercăm încă un match. Deci tu te joci cu Vulpița și eu mă joc cu Broscuța. Da. Broscuța nebună. Adevărat. Adevărat. Și unde să mă pun eu? Pe gheață. Jos de tot? Da. Oh, n-am mai apucat. Hai că am ajuns la gheață dacă e. Vezi pe mine tot pe lângă apă m-o dat. Am luat un arc și cam atâta. Ne mai prind bucată. Scriu ce damage dai cu arcul, că n-am prea apucat să dau cu el. Da? Aolo. Aolo. Acum vin. Asta e că n-am viață. Da, știu. Acum ce facem? Gata, vin și eu. Oh, arc gold. A, ah, și ăsta e Goldan aici? Era o viață aici. Au curat, ole. Aolo. Mă bate ăsta. Foxy, ajută-mă. Avem ceva gold aici de la asta. Aolo. Vezi care e din ăla gold. Au, ai luat tu viața. Da. Deci eu n-am viață deloc. I-am curat. Hai să găsim pe altul. Mamă, păi el avea șargan din ăla bun, rău de tot. Știu, dar ție îți trebuie viață. Ai două vieți, așa-i? Să-mi iau și eu ăsta. Bun, acum trebuie să batem pe cineva să furăm o viață. Uite-l pe ăsta de aici. Gen. Oh, dă-i încă o bucată. Aolo. Întoarce-te la mine să mă salvezi, dar eu sunt picat. Dă-ți o viață, dacă ai. Așa, bun. Până atunci poate moare și asta, da. Să colectez și eu de pe el. Thank you. Plăcere. Alai. Nice. Ah, și nu mai am ce să iau de la el. Măcar îți full viață. Asta e bombă de aia șmecheră. Am înțeles, Foxy pe geagichi, bă. N-o dai cu Foxy. M-am descurcat. Hai că suntem pe locul 12 momentan. Deci e super ok. Așa zici tu? Dacă vin, vezi că sunt o grămadă pe acolo pe jos. Hai să ne mai depărăsăm. Oh, cum n-aveam tras pe lângă ei? Pe zona e spre noi. Hai aici, hai după mine, nu te duc încolo. Bun. Oh, o sărit kanguru. Oi. Da. Nu mai am viață. Dacă încerc și eu să iau repede ăsta goldul și o viață. Mă bag după ăsta. Stai să iau viața. Nu te bate. Nu te bate că vin. De la asta de... Oh, nice. Bun. Stai că te ajut acum. Aaaa, oh, m-a bătut. O dat prea tare. Trebuia să mă ajut să scap. Păi am încercat, dar am vrut să mă pun între, să iau și viața să te salvez și păi pe tine. Păi nu, că pe mine nu mă luai deloc. Păi da, știu, m-am pus puțin cam jos. Hai, oh, că și-a trebuit cu una dacă mă refăceam.
Nu știu ce să zic, erau doi maimuțoi. Era ce? Destul de greu. Dau foarte tare. Tata, pulpița fuge. Hai să mai dăm încă unul. Deci acum dăm un match eu cu Cameleonul, cu Larry și tu cu Vulpița. De pe Ready. Da, ready. Ready, ready, ready. Nu te mai băga pe bătaie. Încerc. Mai așteaptă un pic. Aștept la unde urmă. Mergem? A, ne ajungem la peștera, Foxy. Mișcă de gătere. Hai că au fost 12 secunde. Au fost 2 secunde. Păi știu, dar te bagă și mai repede. Ești? Stai aici, pe malul ăsta la alt. Uite aici. Hai aici să mai căutăm chestii. Aici ar trebui să fie mai gol, cred. Am văzut un polițist. Bun, mi-am luat o viață. Și un din ăsta, cum îi zice, ai sărit peste malul celălalt? Hai că vin și eu la tine. Păi că-s doi aici. Păi și vrei să mai stai acolo? Să văd că poate îi bați și pe ei și eu și polițistul. Am înțeles. Nu știu dacă poți să-l bați pe maimuțoiul ăla. Mai vine un maimuțoi. Nu le-am dat deloc damage, la limită stăteau. Aoleu, mi-a dat stun. Hai să vedem dacă putem să-l colectăm pe ăsta, retrage-te. A, n-avem cum. Nu știu acolo. Nu prea am cum, că stă ăsta. Hai să-l bat pe ăsta repede. Aoleu, aoleu. Stai că vin acum, vin acum, vin acum. Unde ești? Dar nu mai am viață. Da. Hai să mai... Hai că găsim... Uite-l pe ăsta aici. Ce-i acolo? Ce-i acolo? Lasă-i să mă... Uite aici viață. Aaa, m-a furat. Am furat viața iarăși. Oh, mi-a dat-o în freză. N-am apucat să iau viața, mai trebuia o secundă. Sar spre mine dacă poți, că nu mai e nimeni aici. Țar spre mine, ieși afară din cât. Nu se bate cu... Oh, păi da, mor. Dacă nu vii acum pe mine, mor. Oh, ai murit și tu. Ia să vedem pe ce loc ai ieșit. Adică pe ce loc am ieșit. Pe locul 8 și tu pe locul... 9, dar nu-i corect că am murit după tine. Ai ieșit pe locul 9? Da. Cum? Am murit după tine, de ce mă pun? Sorry, compresori. Deci pe locul 8. Cam asta a fost episodul Hodinașilor. Dacă v-a plăcut, să nu uitați de un like, un share și un subscribe. Am ieșit de 2 ori pe locul 2, așa că eu zic că este super ok. De asemenea, să nu uitați de un follow acolo pe primul link din descriere, pentru că acolo fac live-uri, și de un like, v-am spus, să facem 1000 de like-uri dacă se poate. Am picat și noi mare brawler pe Shelly. Brawler, hai că e brawler dacă e. Mare caracter pe Shelly. Și de asemenea, un follow și pe Instagram, hudini.insta. Rupeți și acolo butonul de follow și noi ne reauzim pe următorul episod. Pa, pa! Pa, pa! Alai, bă!